Biblioteca județeană Ovidiu Sușianu Hunedoara Deva a organizat un eveniment cultural de excepție și anume lansarea volumului intitulat Interviuri hunedorene. Cartea îi aparține binecunoscutului dascăl de limba și literatura română Mihai Petre și cuprinde o serie de interviuri și dialoguri cu profesorii din școlile hunedorene și cu scriitorii din județ. Profesorul Mihai Petre este apreciat și respectat atât pentru calitățile deosebite de dascăl, cât și pentru lucrările sale. În urmă cu 2 ani aveam bucuria de a ne întâlni la Deva cu distinsul profesor Petre Mihai, care își lansa un volum dedicat toponimiei hunedorene. Iată-ne astăzi la Galeria din Artă din Hunedoara, alături de distinsul profesor doctor în filologie, care ne propune un volum de o ținută cu totul specială. Un volum care cuprinde 15 dialoguri purtate cu unii dintre cei mai îndrăgiți dascăli hunedoreni pe de-o parte și cu scriitorii Ioan Evu, Eugen Evu, Raisa Boiangiu, Nicolae Sechei, cunoscuți hunedorenilor și reprezentativ pentru acest oraș și pentru județul Hunedoara. Este o bucurie pentru noi să asistăm la plecarea în lume a unei cărți, care este un semn de prețuire a autorului față de meseria de dascăl, față de cei care lucrează cu materialul uman cel mai fragil, care sunt copiii și adolescenții. Volumul Interviuri hunedorene cuprinde în prima parte dialoguri ample cu profesori și colegi de breaslă care pornesc de la un adevăr. A fi educator e mai mult decât o profesie, e o vocație. Ea completează triada slujirii omului în ipostaza educare și instruire, suferință și vindecare, credință și iertare. Astfel, autorul pune în lumină dăruirea și pasiunea cu care aceștia s-au dedicat acestei meserii nobile. Spre deosebire de celelalte cărți în care interogam cuvintele, nume de locuri din localități să-și dezvăluie secretele. De data asta m-am adresat unor oameni, colegi ai mei și scriitori din Hunedoara, cărora prin întrebări am încercat să le stimulez puțin atenția, plăcerea de a scrie și de a vorbi despre învățământ, despre școală, despre elevi. La început, răspunsurile au fost numeroase și pozitive. Pe măsură ce timpul a trecut, unii dintre ei s-au mai retras, însă au rămas destui dintre cei valoroși, efectiv, care au reprezentat ceva pentru învățământul hunedorean și ca prestigiu la clasă și ca realizări culturale artistice. Și mă bucur că se regăsesc printre respondenți în paginile acestei cărți. Interviurile au fost complexe, asta pentru că au fost întrebări despre notarea elevilor, precum și despre ce s-ar putea schimba în învățământ. Am stabilit vreo 20 de întrebări, cadru, pe diferite teme, toate însă adiacente școlii, de la notare până la reforma învățământului, de la învățământul transcuricular și așa mai departe. Aceste întrebări au fost fixe, dar răspunsurile au fost libere în cadrul tematicii respective. Așa că unii au răspuns 5 rânduri, alții au răspuns 20 de rânduri, unii cu talent la povestire și-au manifestat lucrul acesta. Confesiunile profesorilor au reușit să alcătuiască atât portretele unor intelectuali, cât și tabloul unei epoci dificile din istoria noastră. În cea de-a doua parte a volumului sunt pagini întregi despre scriitori, dialoguri ample, deschise și sincere, cu întrebări incitante și inteligent plasate. Astfel au fost conturate 4 portrete complete ale scriitorilor care au marcat viața literară a județului Hunedoara, precum Raisa Boiangiu, cea care își are rădăcinile pe malul Nistrului Basarabean, o profesoară excepțională și o prozătoare profundă de mare talent. Aici cred că ar fi vorba de minunea care este cartea. Care este cartea, da? Mulți o uită acum, habar n-au. Disprețuiesc poezia. Romanul nu-l citesc, e prea lung. Am devenit atât de obosiți, de indiferenți. Dar în același timp, toți avem un suflet. Ce păstrăm acolo, oare? Ce păstrăm? Nu știu, ne aplicăm vreodată asupra sufletului nostru, asupra gândului nostru, a sensibilității noastre? Posibil. Iar cei care au venit aici sunt din aceștia. Iar cei care au educat dragostea pentru lectură, cu pretenții extraordinare, cu durități asupra scriptelor acționând, a fost acest profesor Petre Mihai.
O altă personalitate marcantă este Eugen Evu. Dialogul cu acesta urmează parcă un itinerar inițiatic alcătuit în 7 zile, exact ca în Biblie. Subiectele puse în discuție sunt subordonate unui număr de 7 concepte generice: facerea, ispitirea, chemarea, deschiderea, călătoria, risipirea și odihna. Dialogul este închis într-o serie de poeme semnate de Eugen Evu, care îi conturează și mai mult personalitatea fascinantă. Aparține unui excepțional profesor de limba română. Și e un truism, e deja o tautologie, sau cum să zic, un pleonasm, să spun chestia asta. Un om de cultură emblematic pentru orașul de la poale Castelului Corvinilor și nu numai. O carte ce vine să ne aduc aminte ceea ce constituie deja un adevărul că realitatea incomodă pentru unii tovarăși domn, că funcțiile și mandatele trec, pe când lucrările spiritului rămân. Fratele acestuia, Ioan Evu, întruchipează și poetul format la Cercul Literar Flacăra din orașul Hunedoara. Dialogul cu acesta este despre poezie, cuvânt, om, omenie, poet și temele urmărite de-a lungul unei vieți dăruite poeziei și muzicii. Quartetul scriitorilor hunedoreni este încheiat de poetul muzician Nicolae Secheli. Dialogul acestuia ilustrează viața sa plină de muzică și poezie. Confesiunile adunate între copertele acestui volum ne aduc în față dascăl și scriitori care se constituie în adevărate modele pentru societate, pentru că sunt oameni care au personalități de o bogăție sufletească remarcabilă. Volumul a fost o reușită incontestabilă a dascălului și scriitorului Mihai Petre.